Hello everyone și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta jucăm Hitman 2 și am revenit în forță, să zicem. Da, știu că-s cam leneș. N-am mai postat, cred că două luni jumate? Două luni? Păi n-am. Băi, mulți mi-au zis că la Hitman 2 nu știți să faceți prima misiune. It's very easy. Adică chiar it's very easy. Tot ce trebuie să faceți, nu mă interesează prologul, mergem frumos la casă, oricum să fie cred că lungă acest episod, deci vă dați și voi seama, pana mea. Pentru început nu uitați să apăsați pe butonașul ăla de like, să-l zdrobiți, să lăsați și voi în comentariu și să dați și voi mai departe. Deci exact acum vă arăt pas cu pas cum să face prima misiune din Hitman 2. O să urmeze și Hitman 3, cât de curând. Și tot așa, tot înainte. Am vorbit cu, dacă mai țineți minte, pe Davidescu. O să reîncepem seria cu copilul, cu Mariusica. Revine copilul, revine Mariusica. O să mergem pe Revolution la Warof. Păi, na. Bun. Deci toate trebuie să intrați aici, în asta unde e piscina. Prima oară. Regeți. Luăm acest unealtă. Nu intrăm aici. Am dat puțin pe modul, de fapt am dat puțin, hai că-s prost. Am dat pe easy. Ca să vă arăt vă mai simplu și mai eficient. Dar dacă e pe hard, aici am zona asta, o să fie și camere. Voi trebuie să ocoliți pe acolo prin partea asta și să nu vă vadă camere. Aici o să scoateți pistolul, o să fie și aici o cameră, deci tot așa. Bun, ca să intrați în casă, după ce ați luat șurubenița, veniți aici, deschideți acest panou electric. Mă, corpuri. Da. Of, doamne. Aici e să vă ascundeți voi, știi? Dar o să vă arăt eu după ce anihilez ținta. Atât cât omor ținta. Trebuie să omor ținta. Ok. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. F1-ul când vă apare, vedeți aici ce și cum vă dă detalii. Hai că înțelegeți voi, mergem la computer. 47, that computer. See if you can't access it. Encrypted. Bun. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Aici ca să găsiți cheia, e foarte, foarte ușor. Bine, și eu când am jucat prima oară, am... vreau monezi. Mi-a luat ceva până găsesc acest tablou handicapat. Ok, îl întoarcem. Pac, s-a deschis o cameră secretă. Luăm stick-ul, luăm ăsta. Analizăm și noi chestia asta pe aici. Acest panou. Nu ne luăm nimic de aici că avem armă. Our priority is the shadow client. Avem armă, nu ne trebuie absolut nimica. Hai să băgăm picul după ce l-ați luat din camera respectivă. Hurry, I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Hai mă. Trimite datele către această persoană, această femeie. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. Pe Robert Knox o să-l omorâm noi în episodul viitor. Cred, sigur, sau nu mai știu sigur. Nu mai știu. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. Mă întorc la casă.
Singura chestie în jocul ăsta e să așteptați foarte, foarte mult. Mai în față o să fie misiunile mai lungi. De exemplu, eu când am făcut o misiune off-camera, mi-a luat cam o oră, o oră și ceva. Deci trebuie să stai foarte, foarte mult să aștepți. Adică, nu, vă dați și voi seama. Hai că nu mă interesează prologul acum. Deci... pe CTRL, apăsați și vedeți ce e cu roșu, trebuie să fie caput. Deci, trebuie să... îl omori sau o omori. Dacă va parche... cred că știți și voi asta cu... piluțele deasupra capului. Dacă vă vede, practic vă recunoaște și... dați de bele. Vă omoară. Tragem voi. Înțelegeți voi. Dar să încercăm să facem cumva să o omorăm pe tipă. Cam ăsta e... Vedeți, trebuie să așteptăm un pic mai mult acum. Asta de aici, de la masă, ăsta de acolo, trebuie să plece. Că dacă eu încep acum să trag, mă vede și cel de acolo, mă vede și cei de acolo, așa că... inclusiv el, de jos. Da, și o să încep seria cu Marisica din nou, când o să ne eliberăm și noi timpul, adică și eu și Davidescu. Știți, nu știți, lucrăm amândoi. Amândoi avem servici, asta e. Ok, hai, pleacă de acolo, fratele meu. Well done, 47. Now get off the property. Ok, body found. Acum se va da alarma. Deja noi ne-am ascuns. Ca să vă explic unde m-am ascuns. De acolo am omorât, aici m-am ascuns. E lada asta, vă băgați în ea. Da, să apăsați pe CTRL. Ei o să se împrime pe aici. Asta e cea mai plictisitor, cel mai plictisitor moment în această misiune. Trebuie să stai aici foarte mult și să găsești momentul potrivit să poți să pleci. Oricum, eu o să tai din videoclip, deci vă dați seama de asta. Pleacă, să plecă. Am băgat în altă, în altă asta. Deci trebuie să intre unul, mi se pare. Ori unul dintre ăștia de ori încă unul din casă, nu știu sigur. Asta ești afară. Cred că la vine înapoi. Mă, dar stai că pot să mă apuc și acolo, ca să-l văd pe ăla din față. Exact. Cred că așa fac.
Ca să nu vină. Oh, scrie. Ok. Pe la oricum trebuie să-l omor. Era de acolo. Trebuie să așteptați mult și să așteptați și să așteptați mult. Să se întoarce înapoi. O văd. Uite-i cum stau acolo, mă caut, cică mă caut. Ok, urca sus, amândoi. Bun. Bun, aici poate să treacă pe lângă tine că nu te văd. Să fiți atenți că dacă e sus și treceți prin zona asta, vă vede. Bun, am ieșit din casă acum. Dacă aveți răbdare la jocuri, aveți răbdare și la asta. Trebuie să merg pe aici. The Mercs have discovered your boat, 47. They're on high alert, combing the beach for intruders. Proceed with caution. Aici trebuie să fiți foarte, dar foarte atent. Atenți, pardon. Să nu vă vadă chiar nimeni, că e urât, pierdeți misiunea. Și vă chinuiți mult să stați și acolo să așteptați și... Nu. Bine, dacă vreți și partea Rush, vă arăt și partea Rush. Ok. Noi trebuie să ajungem acolo. Ok.
Mergeți prin iarba asta. Vă ascunde bine. Era de acolo de sus. Oricum unul trebuie să omorăm, dar ușor. Dar nu pleacă de acolo. Parcă trebuia să plece și ăla. S-a dus. To get past them unnoticed, I suggest you cause a distraction, 47, and the batch were okay. Oh, vino, 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 vino. Ajunge în iarba acolo, să-l omor. Ăla e. Toată lumea se duce acolo. Ca eu să pot să iau barca să plec. Așa cum plecăm de aici. Și aceasta a fost misiunea, prima misiune din Hitman 2. A fost foarte ușor, adică nu, totuși așa să facem misiune. Ca să intrați în casă să verificați tot și ce trebuie făcut. Bun, cam aceasta a fost misiunea. Cum scrie acolo jos, eu a fost WXRBX2 Sedan. Până data viitoare, apăsați butonul de like dacă vă place ceea ce fac. Subscribe și ne vedem cu următorul episod din Hitman sau din noua serie cu Mario Sica. Pam, pam. Rămâne de văzut. De apucat mă apuc sigur, dar cred că o să revină. O să revină, doamne, o să continui și puțin și cu Hitman-ul, să fac fiecare fiecare misiune în parte, dar la unele misiuni de la Hitman s-ar putea să fac mai multe episoade din din acea misiune, că durează foarte, foarte mult. Bun, băieți, până data viitoare, aveți grijă de voi, v-am țucat, v-am pupat, pa, pa!